Doi antreprenori din Elveția, stabiliți cu traiul în Moldova, au dezvoltat o fermă modernă de bovine în Sculeni, raionul Ungheni. Ce standarde implementează elvețienii în activitatea lor? Aflați în emisiunea de azi, Pământ și Oameni. Semne bune pentru economia Moldovei. Datorită majorării cotelor de export în Uniunea Europeană, fără taxe vamale pentru unele produse cultivate în Moldova, anul acesta exportul de fructe pe piața Uniunii Europene a crescut semnificativ. Fermierii susțin că acum își reorientează activitatea astfel încât produsele lor să fie competitive pe piața europeană. Detalii în emisiunea de azi. Seceta și temperaturile tot mai ridicate din ultima perioadă îi fac pe agricultori să găsească soluții pentru a dezvolta sisteme moderne de irigare a terenurilor. Acestea însă sunt foarte scumpe. Pentru a beneficia de ajutor din partea statului și pentru a putea accesa granturi de la parteneri externi, singura soluție este ca fermierii să se unească în asociații de utilizatori de apă pentru irigare. Amănunte în emisiune. Aici Lunica stă, Havana, Ronia, Mihaela și așa mai departe. Fiecare... Thomas Weber s-a născut în Elveția, dar de mai bine de 10 ani e stabilit cu traiul în Moldova. În 2019, împreună cu un alt antreprenor elvețian, au pus bazele unei ferme de bovine în comuna Sculeni din raionul Ungheni. La fermă sunt implementate tehnologii moderne de îngrijire și creștere a vitelor. Cele circa 80 de bovine sunt mereu curate și au o productivitate înaltă de lapte. Mâna dreaptă a fermierilor elvețieni este Ruslan Leahu, care administrează întreprinderea. Ferma de vaci din Sculeni este creată conform tuturor rigorilor elvețiene. Mă numesc Tobias Weber, sunt de origine din Elveția. Deja sunt de 10 ani de zile în Moldova. După ce un pic am analizat situația, am văzut că pe piață cam e deficit în lapte și este un potențial de dezvoltare. Asta unul la rând, a doilea, asta e cam domeniul de experiență profesională care am și eu personal din Elveția, din studii care am făcut, dar și colegul meu cu care avem fermă. Tot a lucrat mulți ani de zile în domeniul respectiv. Fiecare vacă ne cunoaștem după nume, fiecare vacă cunoaște locul ei și deja sara intră în locul unde trebuie. Viorica, aici Lunica stă, Havana, Ronia, Mihaela. E teoretic cunosc locul, dar nu puteți să asculte deodată. Acum, la un moment, avem 25 de mulgătoare și mai avem junci care sunt aproape de afata și noi, până la anul nou, cred că să avem 30 locuri pline, toate graște. Pe lângă asta, mai avem bovine de carne care stau pe câmp și, da, în total sunt vreo 80, tot cu jeței, cu toate. La noi așa se spune cât lapte dă o vacă pe zi. Dar voi s-a spus, nu-i corect așa, se calculează cât dă pe an. Pentru că are perioada de după fătare, are perioada dinainte. Avem și vaci care dau 5.000 de litri pe an. Scopul nostru este să mergem tot în sus, cumva asta. Nu numeric cu vaci, dar să avem vaci cu o productivitate mai mare. Lapte noi îl vândem la un fabrică de prelucrare din raion Călăraș.
În Elveția, acolo, eu am un frate care tot are gospodărie de vită și el o vândă litru cu 60 de eurocenți, 11-12 lei, preț mediu la dânsi. Complicat, sunt mai multe lucruri, dar din cauza că există și frumoase, lucrurile totuși merg. Sunt complicații și cu clima și cu forța de muncă. La fel este o problemă de multe ori, nu este așa ușor de găsit. Noi am început de la faza construcției, ceea ce vedeți dumneavoastră nu era nimic, absolut nimic, era doar pământ, doar teren agricol. Am început cu construcția, unde au fost anumite provocări, după care abia în 2019 noi am putut să avem primele văcuțe la fermă. Am început, cred că, 7-8 văcuțe. Au fost procurate de aici, din satele, din vecinătate, de aici, de la oameni, după care am adus material genetic din Elveția, pe care avem deja ceva diferit. După cum vedeți, ele sunt foarte curate, pentru că la fel avem o tehnologie prin care ele sunt păstrate, locul în care ele stau este păstrat ca să fie curat. De avem în fermă tehnologia prin care merge sârma asta de curent, care l-are, care stă la 5 cm la nivelul spatelui, care face, de exemplu, că de fiecare dată băligarul vacii să nu cadă în locul în care, dar să facă un pas în urmă, să ducă în canalul în care este păstrat acolo. Din cauza asta, locul în care este, este curat și uscat. Lucrăm cumva curat, avem aici sistem de canalizare, toată baliga, noi îl împingem acolo, depozităm pe platformă ăla, este canalizare care se duce la fosă septică și noi toate astea, toate deșeuri de fermă, la timp potrivit, noi împrăștiem la câmp că să fie îngreșăminte. Mai mult se teme de noi decât noi de dânsi. Havana. Țiganca. E frumos, coarnele, cum trebuie. Pai de la porumb. Noi de la lider care prelucrează pământul în jurul nostru, avem voie să strângem, că pe dencii cumva aranjează că nu am asta, astupă plugul la aratură. Pentru noi e foarte bine, noi dăm un strat așa gros și el ne ajută că iarna nu avem glob și el câte cât până în primăvară se face un primul pas de prelucrare în compost și noi îl mai ținem un an la grămadă și pe urmă avem un îngrașăminte pentru pământ foarte bun. Sunt provocări multe și pentru noi ca străini am venit cu niște idei și cumva cu niște experiențe care unii din ele ne-a ajutat și alții nu ne-a ajutat deloc. Ne-am ciocnit cu sistemul care este aici și cu legile care sunt și așa a fost provocări. Cu schimbări climatice de ultimii câțiva ani, de a gestiona afacerea a devenit mult mai dificil pentru că avem ani la rând secete și care, da, și ne scumpiește producție și cumva trebuie să muncim mult ca să mai reușim. Este mai ușor acolo pentru că practic este un sistem întreg care e bine pus la punct. Sunt găsești absolut tot ce ai nevoie pentru o fermă, din produs igienic, din aparatură, din instalație, tot este și de servire e bine.
În schimb, aici e mai greu, pentru că zootehnia nu e tare dezvoltat și noi mulți ghine căutăm până că găsim anumite piese de schimb, anumite și consumabile care avem nevoie la proces. Un plus care este aici în Moldova, încă sunt posibilități ce ține de pământuri la Elveția, practic și în alte locuri pește hotare. Cine deamul are fermă, are pământuri, el poate lucra, dar cine n-are, practic de cumpărat acolo e imposibil sau de arendat. Și în schimb, aici în Moldova încă sunt posibilități de a dezvolta. În pofida secetei din acest an și a temperaturilor înalte, anul 2023 ne-a oferit o roadă bogată de prune și mere. Deși tradițional agricultorii exportau aceste fructe în Rusia, odată cu războiul declanșat de Federația Rusă în Ucraina, antreprenorii moldoveni se reorientează tot mai mult spre piețele europene. Pe lângă scutirea de taxe vamale, exportul fructelor în Uniunea Europeană este avantajos și din cauza prețului bun. Producătorii de prune și mere spun că în acest an cantitatea de fructe moldovenești exportată în Uniunea Europeană a fost dublată și chiar triplată. Pomicultorii Claudia și Mihai Savin afirmă că anul acesta au triplat cantitățile de prune exportate în Uniunea Europeană, chiar dacă cerințele de export sunt mai mari comparativ cu cerințele pentru piața CSI. Pentru a exporta în Uniunea Europeană este nevoie de certificare internațională și trebuie să fie respectate anumite rigori sanitare. Cumpărătorul când vine are câteva standarde acolo, trebuie să fie marfa curată, să fie liberă de borș vătămători, trebuie să fie, are un standard, adică să fie mașcată, frumoasă, curată, pruină să aibă deasupra. Vine exportatorul, se prezintă cu o lună, două înainte de a se găti pruna, facem contracte, ieșim la un tur comun la un preț, adică oricare. În ziua când culegem, se prezintă și ei că au standardele lor, verifică, controlează. Europa doar nu este Rusia. La Rusia se mai duce și mai măruntă, dar aici e standard european. În timpul când exportam 2-3 ani în urmă în Rusia, era și prețul mai, și forța de muncă era mai ieftină, și motorina era mai ieftină, dar acum cu atâtea scumpiri, nu putem să ținem piept la Rusia. Dăm noi și la Rusia câte o mașină, dar prețul e diferit. Este avantajos și ne bucurăm că adică au nevoie, europenii au nevoie de marfa noastră, pentru că este dulce, frumoasă, curată, este gustativă, chiar bună. Pomicultorul Vitali Ivanov a recoltat în acest an câte 15-20 de tone de prune la hectar. Mai mult de jumătate din recolta obținută a exportat-o în Uniunea Europeană. După ce sunt culese, în primul rând sunt prerăcite, pe care merg la exportul în Europa. Dacă avem calitate, probleme cu exportul nu avem. Exportul nu facem direct noi peste hotare, totul se petrece prin intermediari, deoarece, să zicem așa, este un pic de birocrație pentru a putea exporta singur. Este greu, pentru aceasta trebuie să angajăm mai mult personal care se participe la export și ceea ce, din punct de vedere financiar, noi nu ne putem permite. Ar fi bine dacă ar exista o cooperativă între producători și te găsă direct canalele de export peste hotare. Să nu mergem prin intermediul intermediarilor. Anii precedenți am vândut și pe piața locală, măcar că prețul pe piața locală este mult mai mic și deja căutăm mai bine la export. Un
Un alt agricultor din nordul țării, Mihai Nedelciuc, gestionează 80 de hectare de livezi de prun, măr, cais și vișin. Până nu demult, exporta fructele în Federația Rusă. Acum, întrucât e tot mai complicat să exporte în Rusia, pomicultorul a decis să defrișeze livada de măr și să planteze soiuri noi, solicitate pe piața europeană. Fermierul susține că piața europeană este mai stabilă și oferă prețuri bune. În gospodăria avem undeva 70-80 hectare de livezi, toate sunt sub irigare. Cultura este diversificată a fructelor. De când s-a început războiul în Ucraina, suprafața culturii merelor am redus-o, am mai scos livezi, deoarece cu exportul merelor în Rusia este o problemă mai grea. Noi direct nu exportăm, exportăm de obicei prin intermediar, alte firme care au dreptul la export. Noi suntem doar producători. Producem fructele, le culegem, le ambalăm la frigider, le răcim și apoi le vindem intermediarilor. Ei la rândul lor le exportă. Standardele de calitate comunitară impun o procedură mai complicată de certificare a producției pentru export în Uniunea Europeană. Cum ar fi cantitatea de reziduuri din pesticide, durata de viață a fructelor la raft. Cu toate acestea, antreprenorul Mihai Nedelciuc recunoaște că deschiderea oferită de Uniunea Europeană este mai mult decât binevenită și chiar vitală acum. Ca să fie exportat în Europa, solicită un set de documente. Noi trebuie să respectăm regulamentul, să respectăm produsele care noi le folosim la cultura mărilor să fie introduse în registrul de stat. Trebuie să respectăm termenii de prelucare a culturii, termenul de așteptare până la recoltare și să obținem certificatele corespunzătoare. Sunt un set de certificate. Noi mergem la ANSA, depunem cerere, declarație, completăm cu ce am tratat, când am tratat cu ce culturi. Dacă s-a respectat regulamentul, mergem mai departe. ANSA vine preia proba de vișin, de cerești, de măr sau așa mai departe. Noi mergem în laboratorul din Chișinău și obținem certificatele. Certificat fitosanitar de mitologie și entomologie. Asta unul și a doilea certificat multirezidual de reziduri fitosanitare care sunt în fructe. Dacă obținem aceste certificate, atunci produsul nostru este bun și până ce o fie, totul a fost ok și am putut să obținem certificatele și să exportăm, vindem fructul la un preț care ne puțin ne mai convine. Gospodăria noastră produce undeva pe 1.000-1.500 de tone de fructe anual. O parte dintre însele mărului, mai puțin, mai mult măr am dat la prelucare decât am făcut export. Acum am rămas cu mărul cu livada asta care o vede aici, măr super intensiv. Aceste mere, desigur că o să meargă la prelucare în stare proaspătă și o să fie realizate. Noi avem în gospodărie frigider, tot ce recoltăm mergem la frigider, acolo o ambalăm, o recim sau o depozităm sau o vindem. Acum ce ne afectează cel mai tare pe noi și ca și pe toți producătorii de fructe din Moldova, războiul în Ucraina, fiindcă noi mai înainte eram reorientați pentru piața din Rusia. Așa e zona noastră unde cultivăm noi fructul. Nu e vina cuiva. Dar de acum deja se orientează piața, avem acces la piața europeană datorită acordului de asociere, avem o cantitate de prune pe care putem noi să o exportăm în Europa, tot așa celelalte culturi ne-au dat voie și datorită acestui fapt mai ușor se vinde, mai. Și vă spun că chiar în Europa se vinde mai ușor, nu sunt așa pretențioși la certificare și la produs cum sunt rușii. Datorită faptului că mai primim subvenții de la stat, pentru difrișare primim subvenții, pentru plantare primim subvenții, pentru plasă, pentru irigare primim subvenții, am beneficiat de toate formele de subvenții la care au fost. Mulțumim acestui fapt, datorită acestui fapt am putut să avem așa livezi acum, fiindcă să nu fost subvențiile astea, nu mai puteai să-i pierd cheltuielile pe care le aveam. Au preluat în gestiune vechiul sistem de irigare din localitate, l-au reabilitat, accesând un grant în valoare de $250.000 de la Fondul de Dezvoltare Durabilă și irigă terenurile ori de câte ori consideră că este necesar. Mai mulți agricultori din Varnița, raionul Anenii Noi, au reușit să reabiliteze sistemul vechi de irigare a terenurilor agricole pentru că s-au reunit într-o asociație a utilizatorilor de apă pentru irigații, Varnița.
Acum, prin acest sistem de alimentare, care pompează apa din Nistru, sunt irigate anual peste 400 de hectare. Pentru a renova acest sistem de irigare, în primul rând, agricultorii din sat, membri asociației, am investit aproape 1 milion de lei, avem 950.000 de lei investiți până la moment și am atras fonduri pentru a reabilita. Am participat la două proiecte, în anul 21 și anul 22. Prin intermediul fondului de dezvoltare durabilă, în anul 2021 s-a reparat bazinul, s-a reparat sorbele, vanele. În sumă, adică am câștigat un grant de 200.000 de dolari, din care 50.000 au fost contribuția membrilor asociației. Și în anul 22, la fel, s-au mai schimbat sistemul de vid, pompe, vane, încă de o sumă de 50.000 de dolari. Pentru legumicultură e obligatoriu să avem și irigare, altfel nu facem nicio treabă. Irigăm noi prin aspersoare, suntem asociați aici, suntem vreo 6 membri asociației, care am restabilit bazinul de irigare, pompele, mai scurt tot sistema care era la noi aici, încă păstrată de la sovieți. Și acum activăm, plantăm, creștem. Fără udeală nu o să faci și nică, cum trebuie de udat. N-as udăm, n-as crească. Mult faci și cum, să-ți cunoaște, că chiar popșoi să udat, stă trăsărită, e udat, fără apă nu îi faci nimic. Dacă nu avem apă, noi înțelegem totuși că rămâne fără sens. Chiar și avem noi sisteme de irigare, avem apeducte trase și dacă ai apeduct sau ai sistem de irigare, n-ai apă ce să faci cu dânsul. Și fiecare a investit 100, 2, 3 mii de lei, dar are de câștigat mult mai mult. Fără irigare nu e real, nu e rentabil să le cultivez. Și deja cu timpul anilor am lărgit sistemul de irigare și irigăm și culturile cerealiere. Apa se pompează din Nistru, noi suntem aici la 4 km distanță de la Nistru, la o înălțime de 100 de metri. Drept urmare, avem un sinecost mult mai mic la apă. La moment, un cub de apă pe câmp ne costă 3 lei, care o dăm prin gravitație. Cine repompează, costă 4 lei. Și dacă să comparăm când irigam prin intermediul la stăi, ajungem metru cub de apă la 7 lei. La o irigare mărg 400 de metri cubi la un hectar și pe sezon poate ai 5-6 irigări la legume și mai mult. Evident că este diferență. Suntem mulțumiți, se pompează apa regulat, adică e comod de lucrat, putem și noaptea chiar să o dăm când în afara orilor de lucru acolo, operatorul iese, pornim, e foarte bine. În condițiile unor veri tot mai secetoase și mai călduroase, autoritățile susțin că dezvoltarea sistemelor de irigare a terenurilor agricole este o prioritate pentru agricultură. Ministerul Agriculturii a elaborat mai multe politici de subvenționare a fermierilor mici și asociațiilor utilizatorilor de apă. Statul le oferă și asociațiilor utilizatorilor de apă aici investiții și pentru fermieri. 50% din costul proiectului investițional pentru construcția bazinelor, de asemenea achitarea parțială a cheltuielilor energetice la irigare. Fermierii pot beneficia de 50% din costul total al cheltuielilor pentru energie electrică, combustibilă. Pentru acest fapt se întocmesc acte de pompare a apei, se prezintă în baza condițiilor regulamentului, se prezintă la Agenția Intervenției și Plăți în Agricultură și fermierii pot beneficia de achitarea parțială a mijloacelor financiare pentru costurile energetice. Ministerul lucrează cu mai mulți donatori. În prezent avem un proiect cu Banca Mondială care va acorda mijloace financiare pentru reabilitarea sistemelor de irigare centralizate.
În total, proiectul Agri este de 44 milioane, pentru irigare se propun 25 milioane de euro. În cadrul acestui proiect aplică doar asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigare.